La Suceava, 34 noi cazuri COVID-19 în ultimele 24 de ore. În urma testelor efectuate la nivel național față de ultima raportare, au fost înregistrate 1309 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Până astăzi, 5 august, pe teritoriul României au fost confirmate 56.550 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, 28.584 de pacienți au fost declarați vindecați și 5.370 de pacienți asimptomatici externați la 10 zile după depistare. Numărul de cazuri confirmate în județul Suceava, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică, este de 34 de persoane. Pe teritoriul României, 5.568 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 4.736 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 18.710 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 174 de persoane.